Sunteți de acord cu această expresie că aceea de ce ne temem, de aceea nu scăpăm? Foarte des se întâmplă să... Bună seara, Nastia! Foarte des se întâmplă acest lucru, da? Când ne gândim la ceva intens, cu frică, cu teamă, acest lucru îl atrage. El vine în viața noastră, nu-i așa, da? Teama este foarte potrivită în această perioadă de sfârșit de an, când vrei să le reușești pe toate. Da, mai ales la sfârșit de an se adună cumva această energie a oboselii, dacă dăm putere gândului, da. Da, la sfârșit de an întotdeauna suntem un pic mai obosiți, un pic mai anxioși, un pic mai... timpul de afară ne presează, se întunecă foarte devreme, la ora 4 deja este întuneric și asta îți dă așa o ușoară stare de depresie. Atunci când este cald, când este soare, lucrurile le percepi diferit. Iar la sfârșit de an, într-adevăr, este așa, se schimbă percepția noastră. Și eu am observat că în întrebările care îmi vin în rubrica Q&A, cred că mai mult de un sfert sunt întrebări legate de frici și anxietăți. Frici și anxietăți și salutare. Și deși am vorbit în mai multe live-uri câte puțin despre frică, am zis, haideți să abordez încă o dată această temă, pentru că oricum se și uită, sunt multe detalii la care nu atragem atenția și mai ales tehnicile pe care le dau, exercițiile pe care le dau, nu întotdeauna poate sunt, voi cei care ascultați sunteți receptivi din prima, pentru că uneori ești ocupat cu alte lucruri când te uiți la un live, uneori ești în mașină, știu cum unii se uită sau ascultă, mai bine zis, la volan. Și atunci nu-i nicio problemă dacă recapitulăm, dacă mai punem o dată pe policiare și obținem claritate. Pentru că atunci când este vorba despre frici, despre o frică sau despre mai multe frici, cel mai important este să ai această claritate. Bună și din SUA. Oare cât o fi ora acolo? Teama, în general, viața noastră nu poate fi concepută fără teamă, fără frică. Ea și are un rost. Da? Datorită fricii, noi supraviețuim. Și dacă am pus mâna odată în foc, nu punem a doua oară, pentru că ne este frică, pentru că am simțit durere. Și există așa o teamă naturală, haideți să-i spunem, o teamă firească, da? O frică firească de lucruri care ne pot pune în pericol viața. Dar această frică mereu ne... E 12 ziua în America, da? Această frică ne mobilizează sistemul de apărare, luptă sau fugi. Pentru că atunci când suntem îngroziți de ceva, ne speriem de ceva, noi fie intrăm în luptă, fie fugim. Asta este sistemul nostru de apărare. Și este absolut natural. Și frica se află în creierul nostru reptilian. Eu am mai spus asta de mai multe ori, dar astăzi am zis să vă demonstrez, să vă arăt chiar, ca să știți unde trăiește frica. Da? Iată, aici, în acest creier mic, iată, aici este creierul nostru reptilian, primul care s-a format. Mai este și friz, da, mai este și friz, este adevărat.
dar în mai des declanșează luptul sau fugi. Și bună seara și din Irlanda. Bună seara și Irlandii. Aici trăiește frica. Aici s-a format primul creier al omului. Și aici este instinctul lui de apărare. Mai departe, următorul creier este sistemul limbic. Aici trăiesc emoțiile și memoria de scurtă durată. Și iată, neocortexul, ăsta este cel mai nou creier al nostru. Și aici, în neocortex, aici, prefrontal, trăiește conștiința noastră. Deci dacă noi ne speriem de ceva, se declanșează o frică în creierul reptilian și această frică poate fi, întotdeauna este legată de frica de moarte, noi, cu ajutorul conștiinței astăzi, putem să ne dăm seama. Dacă auzim un foșnet, se declanșează frica, ca și la omul primitiv. Poate este un tigru acolo, dar noi ne dăm seama că nu poate să existe niciun tigru după colț. Da? Pentru, și ca să conștientizăm că nu există tigru după colț, ne ajută neocortexul, creierul nou. Și trebuie să înțelegem că toate fricile, pentru că voi mă întrebați de multe frici, de frica de avion, de frica de singurătate, de frica de a vorbi în public, de frica de a fi respinsă. Toate fricile au o rădăcină, au o mamă, ca să-i zic așa, și un nucleu. Acolo trebuie să ajungeți întotdeauna. Acest nucleu este frica de moarte. Pentru că când omul trăia în peșteri, da, și în triburi, el trebuia să supraviețuiască. El învăța să supraviețuiască. Și dacă făcea ceva ce nu convenea tribului, cel puțin asta este, asta este sistemul care s-a declanșat în femeie, în special. Dacă femeia nu era pe placul tribului, sau pentru că ea nu putea să alerge, ea nu putea să lupte, ea trebuia să aibă grijă de moștenitori și ea rămânea în trib. Și dacă tribul se supăra pe ea, dacă ea nu făcea ceva, intra într-un conflict și o respingea, atunci asta era echivalent cu moartea. Deci femeia din start, de când lupta pentru a supraviețui, ea avea această frică de a fi respinsă, pentru că a fi singur în perioada aceea era egal cu a muri. De aceea, astăzi, când femeia are o relație cu un bărbat, bonjour, începe o relație cu un bărbat, spre exemplu, comunică cu el pe Messenger, spre exemplu, și la un moment dat el nu-i răspunde la mesaj. În momentul în care el nu-i răspunde la mesaj, ea percepe această lipsă de răspuns ca pe o respingere și îi se declanșează instinctul din creierul reptilian. Că dacă nu i-a răspuns la mesaj, este respinsă și îi apare frica că va rămâne singură și singură înseamnă echivalent cu moartea. De aceea se declanșează o frică irațională, necontrolabilă. Dar dacă noi suntem conștienți unde apare această frică, care este motivul pentru care se declanșează, atunci noi putem, cu ajutorul neocortexului, cu ajutorul conștiinței, să intervenim și să facem ceva. Salutare de la Roma! Salutare și de la Roma și Brașov. Bună seara. Eu am senzația că se oprește uneori imaginea. Apare și la voi același lucru sau este ok? Parcă am senzația că cumva parcurge ciudat.
live-ul. Dacă e ceva în neregulă, scrieți. Tot ok? Super, mulțumesc. A, e bine, da? Mersi, mersi foarte mult. Super, mă bucur. Deci, când știm unde se naște frica, știm unde, unde să ne uităm, unde să o căutăm. De ce apare această frică? De ce ne simțim speriați? De ce creăm dependențe, foarte multe dependențe din cauza fricii? Pentru că ne este teamă să fim respinși. Sunt două feluri de frică. Două feluri de frică. Prima este frica de pe un pericol real, da? Adică e o frică naturală, de ceva concret. Și a doua frică este, se numește frică flotantă, da? Sau o frică plutitoare. Asta este o anxietate care deseori duce spre panică. Este o îngrijorare care în care ne aflăm tot timpul. O îngrijorare care ne creează o anumită stare de anxietate, frică de viitor, frică că n-o să reușesc, frică că n-am făcut ceva, frică că nu voi ajunge undeva la timp. Și asta nu este o amenințare specifică. Asta este flotant, da, plutitor undeva în jurul nostru. Cineva spunea că anxietatea este ca un miros urât, care este în jurul tău, dar tu nu știi cum să-l oprești. Tu nu știi cum să influențezi asupra lui ca să-l oprești. Angoasă, da, anxietate, angoasă, panică. În varianta cea mai urâtă duce deja la panică. Și ce se întâmplă? Procesul de percepție, procesul tău de a percepe viața se schimbă. El este sucit, el este anapoda, el nu mai este unul natural, pentru că ție nu ți-e frică de ceva concret. Tu nu vezi un pericol concret, dar tu te impacientezi așa, da? Nivelul de cortizol mai ales este specific femeilor, pentru că crește nivelul de cortizol, da? Sistemul endocrin elimină acest hormon al neliniștii și se creează un cerc vicios. Cu cât mai mult crește cortizolul, cu atât mai tare crește neliniștea, cu cât mai mult dezvolți neliniștea și îngrijorarea, anxietatea, cu atât mai mult crește nivelul cortizolului. Și de multe ori nu poți să ieși din acest cerc vicios. De ce apare frica? După câteva minute pleacă. Care este cauza apariției acestei frici flotante? Cauza apariției acestei frici flotante este apare de obicei în copilărie atunci când noi primim un mesaj inconștient, da? Adică noi ni se transmite acest mesaj uneori inconștient de către o mamă anxioasă sau de o învățătoare anxioasă sau de cineva din anturajul nostru, primim mesajul temete. Temete. Întotdeauna este cineva crește și în timpul atac, da, crește. Absolut. Noi primim mesajul temete. Iată, un copil care crește într-o familie unde este un abuz, nu neapărat fizic, dar și un abuz psihic, el poate să simtă cumva deja când va avea loc, de exemplu, o explozie nervoasă a unuia din părinți. Da? Și el stă întotdeauna în acest stres. Iarăși, sistemul hormonal reacționează și nu este nimic mai grav decât un stres repetitiv. Deci, lucrul ăsta are loc permanent.
fie cineva din părinți este hiperprotectiv și îi transmite mesajul, teme-te de microbi, spală-te de 10 ori pe mâini, nu fă asta, nu te duci acolo, o să cazi, o să se întâmple ceva. Fie reacționează într-un mod impulsiv și copilul trăiește mereu în această frică și el este mereu în poziții de victimă, pentru că el are o frică care nu poate explica. Un copil nu poate explica, nu, conștiința lui încă nu este dezvoltată într-atât încât el să-și explice motivul de frică și să-i spună mamei, spre exemplu, faptul cum reacționez mă face să mă sperie, da? Și mă face să-mi fie teamă. El nu poate să explice asta și el acumulează această energie până ajunge să devină un adult anxios și spune, dar asta n-a fost înainte, eu nu mă simțeam înainte așa. Asta se declanșează la un moment dat. Eu sunt foarte anxioasă după ce am născut, s-a accentuat și mai mult. Trebuie să înțelegeți că anxietatea se accentuează și nu doar anxietatea, dar orice problemă psihică se accentuează atunci când organismul este mai slăbit, da? Când noi putem mai puțin să ne protejăm psihic și fizic. Atunci toate problemele noastre care au fost refulate, care au fost ținute ascunse, da, despre care nu am vorbit, pe care nu le-am arătat, de care ne-a fost rușine să le exprimăm, toate acestea, la un moment dat, ies la suprafață. Ies în momentele când ne simțim mai slabi, când suntem mai vulnerabili. Cum putem ajuta copilul să treacă peste frică? Anume, așa cum vă puteți ajuta și pe voi, da? Prin a nu-i transmite acest mesaj de frică de orice. Noi am ajuns să trăim în perioada când suntem maxim protejați, când pericolele sunt cele mai mici. De când este omenirea, nu a fost niciodată așa o perioadă când pericolele să fie atât de mici. Acum, poate, în perioada pandemiei a apărut un pericol mai mare, da? Și parcă este clar, dar în același timp nu este clar, totul este confuz și această stare de incertitudine, de neclaritate te duce în stare de anxietate. Pentru că anxietatea apare atunci când este o stare de neștire, când tu nu știi exact ce se poate întâmpla, nu ai o claritate și nu ai un plan cum să ieși din acest pericol, da? Pentru că dacă tu știi că, iată, am mai dat, cred că, acest exemplu, mergi noaptea pe stradă și auzi un zgomot, da? Un sunet, un foșnet, ceva, și tu nu știi exact ce este asta. Este noapte, întuneric, tu ești singur pe stradă și auzi un sunet. Și atunci mintea ta începe să creeze fantezii. Din tot ceea ce cunoaște, poate fi un câine, sau poate fi un hoț, sau poate fi un maniac, sau poate fi o fantomă, pentru că am văzut filme cu fantome, da? Și tu rămâi paralizat. Iată această necunoaștere, neștire a ce se poate întâmpla, de unde vine pericolul și care este acest pericol, îți dă stare de paralizie. Dacă în momentul acela eu v-aș spune, spre exemplu, că este un câine, atunci corpul se mobilizează instantaneu, da? Și tu începi să găsești soluții cum să te salvezi de câine. Fie o iei la fugă, fie te urci planul A, da? Planul B, mă urc în copacul de alături, planul C, iau o piatră și mă apăr.
Dacă ai un plan al doilea, al treilea și gata, corpul s-a mobilizat. Deci, pericolul te mobilizează, dar frica te paralizează. Asta trebuie să înțelegem foarte bine și să facem această diferență. De câte ori ne este teamă de ceva, trebuie să avem un plan. Iată, chiar acum, în perioada aceasta a COVID-ului, da? Foarte mulți își pierd locul de muncă, nu știu dacă poate se pot îmbolnăvi sau se poate întâmpla orice, da? Când ai o idee despre ce s-ar putea întâmpla, pot să-mi pierd afacerea, da? Sau pot să-mi pierd locul de muncă. Faceți un plan. Dacă îmi pierd locul de muncă, care ar fi alternativele? Ce aș putea face? A, B, C. Și atunci tu nu stai suspendat așa într-o neștire, într-o necunoaștere. Vai, dacă se întâmplă asta, am să mor. Noi foarte des ne exprimăm așa. O, vai, dacă pleacă, rămân singur, mor. Vai, dacă nu mai lucrez acolo, oare ce mă fac? Când alimentăm gândirea în felul acesta, atunci atragem, de obicei și ni se întâmplă chiar așa. Dacă avem un plan clar, dacă pierd acest loc de muncă, ce alte specializări am? Ce altă specialitate pot să obțin? Unde pot să mă angajez temporar? La cine pot să apelez? Cine mă poate susține? Adică sunt un șir de întrebări pe care puteți să vi le puneți pentru a nu vă duce în această... pentru a nu aluneca într-o frică concretă, da? Într-o anxietate, iar mai târziu poate chiar în panică. Eu, iată, am frică, deci eu să zică cei dragi despre alegerea mea sau acțiune, știi, multe ori fac ceea ce știu că o să le placă lor și nu mie. Lupt cu asta. Ok, eu o să revin la asta. Nu trebuie să luptați cu nimic. Niciodată. Nici cu frica nu trebuie să luptați. Frica o abordăm prin a merge către ea. Cel mai grav este că nouă ne este teamă chiar de teamă, chiar de frică. Churchill spunea că singurul lucru de care trebuie să-ți fie teamă este teama însăși. Deci nu, nouă de multe ori ne este teamă de teamă. Dar nu poți scăpa de frică dacă fugi de ea, pentru că ea este ca o umbră, da? Ca o umbră a noastră. De ce? Freud și Jung spuneau că toate emoțiile noastre netrăite, toate fricile noastre de a fi abandonați, de a fi urâți, da? de a fi respinși, toate rămân în inconștientul nostru și creează umbra noastră. Deci noi nu putem fugi de umbra noastră. De multe ori noi tindem să facem asta și spunem, nici nu vreau să mă gândesc asta, mai bine nu mă gândesc și nu o să mi se întâmple. Dar nu este chiar așa. Dacă asta deja este în interiorul tău, dacă deja s-a instalat în interiorul tău, soluția este să te întorci cu fața spre această frică, să o vezi și să o divizezi în frici mici. Dacă este una mare, să o divizezi frici mici și în pericole mici, ca să vezi care sunt pericolele reale. Trebuie din ceva iluzoriu, din ceva dintr-o fantezie să vii cu picioarele pe pământ în realitate și să-ți răspunzi la niște întrebări foarte clare. Cât de real este acest pericol, da? Cât de reală este această frică. Iată, îngrijorarea
Îngrijorarea revine mereu, da, ceea ce ține de anxietate. Problema este că o minte anxioasă începe întotdeauna să gândească așa scurt și precipitat. Dar dacă am uitat ușa deschisă, dar dacă am uitat fierul de călcat în priză, dar dacă îi se întâmplă ceva copilului meu, dacă îi se întâmplă ceva soțului, dacă vine cu o notă prea mică de la școală, dacă nu intră la universitate. Și iată, aceste îngrijorări mici se adună și formează ca un nor în care trăiești din îngrijorări foarte mici. Și această persoană care are tot felul de îngrijorări crede că dacă se îngrijorează, ține cumva pericolul în depărtare. Asta este o iluzie a anxiosului. Că îi se pare că dacă își face permanent griji, în felul acesta se protejează pe sine și îi protejează pe cei din jur. Dar nu este absolut deloc, dimpotrivă. Pentru a combate îngrijorarea, este nevoie de a repeta, pentru că este repetitivă, mereu se repetă aceleași gânduri, este nevoie de a repeta opusul acestor gânduri. Da? Este nevoie de a conștientiza că nu există un pericol real și tu repeți permanent niște afirmații pozitive legate de aceea că nimic nu mi se poate întâmpla, da? Totul este bine. Copilul a ajuns acasă de sute de mii de ori și va ajunge și în seara aceasta ca și altă dată. Soțul a venit la timp acasă de fiecare dată și va veni și de data aceasta. Adică noi trebuie conștient să transformăm aceste gânduri negative și repetitive în niște afirmații pozitive. Tocmai acum am avut un moment, aha, mă bucur tare mult, tare mult. Bună, Sandra, dacă ai putea vorbi și despre refularea emoțiilor din copilărie, inclusiv și a fricii, mi s-a creat un mecanism de autoblocare. Da, toate aceste frici și anxietăți vin în special din copilărie, cel mai des din copilărie și prin tot ce, toate tehnicile pe care vi le dau sunt pentru a debloca acest mecanism care se instalează atunci. Trebuie să vă întrebați mereu, da? Să vă spuneți, iată, întotdeauna repetați-vă în gând, această frică nu este reală, este creată doar de mintea mea. Unde trebuie să-l... Imediat o să spun. Eu am creat această frică, deci noi o creăm cu mintea. Ea se creează mult mai devreme, când nu suntem suficient de conștienți. Dar când devenim conștienți de frică, atunci nu fugim de ea, rămânem acolo și mergem până la capătul fricii pentru a o depăși și a o transforma cu ajutorul afirmațiilor, cu ajutorul întrebărilor. De exemplu, ce se va întâmpla dacă nu voi încuia ușa? Da? Voi muri? Dacă ușa va rămâne deschisă, care sunt șansele că vor veni hoții și vor intra în casă? Cât de mari sunt aceste șanse? Da? Dacă am lăsat fierul în priză, pot să mă întorc înapoi, liniștit, să verific, da? Să-mi notez cumva altă dată în telefon sau într-un carnețel că am scos fierul din priză. Adică sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le folosim pentru a depăși aceste momente atunci când suntem conștienți de ele. Întotdeauna întrebați-vă, cineva mi-a pus această întrebare, ce întrebări trebuie să ne punem? Întotdeauna întrebați-vă,
ce mi se poate întâmpla cel mai grav? Ce mi se poate întâmpla cel mai grav? Și a doua întrebare, care este probabilitatea de la 0 până la 100 ca să mi se întâmple asta cu adevărat? Scrieți, puteți să scrieți frica, o denumiți, da, de ce aveți frică și iată chiar ce ați întrebat mai devreme. Frica că voi rămâne singură toată viața, frica de singurătate. Sau frica că voi ieșua, iarăși foarte des apare această întrebare. Am avut așa un caz când am ieșit de la servici și mi-am închipuit că îmi văd copilul cum îi curge sânge din nas. Am luat, lăsat serviciul și fugă după el la grădin. Ca să vă spun, așa și era și se coborau pe scări. Da, atragem și era plin de sânge la nas. Uneori este vorba despre intuiția mamei, da? Uneori mama simte, este legătura, încă legătura foarte puternică cu copilul. Dar revin la această frică de singurătate, da? Vă puneți întrebare, ce înseamnă singur? Chiar dacă rămân singură, ce înseamnă asta? Voi muri? A murit cineva pentru că a rămas singur? Care este probabilitatea că voi rămâne singură? Foarte interesant este că fetele de 23, 25, 30 de ani, femeile de 30 de ani, sunt absolut debordate de această frică de singurătate. Dar de ce apare acest gând? Și tu te întrebi pe tine, de unde este acest gând că eu voi rămâne singură la 30 de ani? Câte femei rămân singure la 30 de ani? Ok, haideți, spui acolo ca probabilitate. Poate 30% sau 40% rămân singure. Dar care este siguranța ta că tu vei fi anume între aceste 30-40%? Deci nu vei fi printre celelalte femei care și-au refăcut viața, da? Sau au întâlnit un alt bărbat. Sau dacă rămâi singură, ce se întâmplă? Fă-ți un plan. Dacă ai un plan, ce faci în momentul în care rămâi singură, tu ai un plan A și un plan B. Din orice situație, oricât de dificilă ar fi, există întotdeauna două ieșiri, minim două ieșiri. Doar trebuie să le vedem. Dar cel mai ușor le vedem atunci când le punem pe hârtie și ne punem întrebările corecte. Țineți minte, eu de multe ori zic că o întrebare pusă corect conține 50% de răspuns. Și eu am frică. Foarte multe persoane au frică de singurătate. Încă o dată vă spun, din cauza, frica de singurătate este egal frica de respingere, este egal frica de moarte. Pentru că, în realitate, cum poți să fii singur? Dacă stați și vă gândiți, cum poți să fii singur pe o planetă cu 7 miliarde de oameni? Cu atâtea rețele de socializare, cu atâția oameni în jur. Nu e real, acest pericol nu există. Tu trebuie doar să te mobilizezi și să înțelegi. Dacă rămân, în primul rând, eu niciodată nu spun rămân singură, da? Schimbați abordarea. Spuneți, eu rămân cu mine. Când spui că eu rămân cu mine, perspectiva se schimbă la 180 de grade. Și atunci când rămân cu mine, eu pot să aflu ceva despre mine. E ca și cum ai fi cu cineva. Eu sunt cu mine. Și atunci eu pot să aflu ceva despre mine. Atunci eu pot să mă dezvolt cumva, să învăț ceva. Să învăț despre frici. Da? Să fac cunoștință. Cum funcționează creierul reptilian, sistemul limbic și neocortexul. Da? Să citesc despre asta, să mă informez ce mă face să devin, să am această frică de singurătate. Să văd cum pot să-i ajut pe alții care au frică de singurătate. Nu este posibil să fii singur cu atâția oameni în jur. Este doar un gând care trăiește
acolo în interiorul nostru. Eu, de exemplu, cu vârsta descoper că am multe frici, dar toate sunt legate de sănătate, spitale, cancer și asta din cauza unui medic care la un control de rutină mi-a zis încă nu e cancer. Tatiana, și toți cei care aveți frici induse de cineva, astea sunt frici de care ne amintesc, da, cu ajutorul memoriei, ne duc în anumite momente când cineva ne-a spus o frază, de exemplu, încă nu e cancer, da? Sau am avut o relație în care am suferit, am avut o experiență negativă într-un oraș anumit, spre exemplu, da? Și atunci, de fiecare dată, la noi se declanșează, este, creierul formează un fel de scurtătură, scurtătură de a ajunge acolo unde a fost durerea, pentru ca să nu repete lucrul ăsta. Datorită acestei scurtături, noi a doua oară nu punem mâna în foc. Sau cum spunea Mark Twain, motanul care se așează pe o plită fierbinte, a doua oară nu se așează pe o plită fierbinte, dar nu se așează nici pe o plită rece. Păi, în cazul ăsta, creierul nostru este ca motanul. Pentru că a spus un medic care a spus o frază inconștientă, da? Noi, amintirea acestei fraze ne poate paraliza pentru restul vieții, să trăim o viață de calitate, să trăim o viață fără frici, ne poate duce într-o angoasă și într-o anxietate de boli, pentru că cineva a spus aceste cuvinte absolut inconștient sau pentru că am trăit o experiență negativă. Ei, faptul că noi conștientizăm că asta este doar o amintire, asta ne ajută. Și al doilea lucru, mergeți în această amintire. Asta este o tehnică psihoterapeutică. Ca și cum vă întoarceți în această amintire, vizualizezi acel medic care spune aceste cuvinte, te uiți ca la un film pe un ecran, urmărești și auzi opusul cuvintelor acestea. Spre exemplu, ești sănătoasă și viața ta nu sănătatea ta nu prezintă niciun pericol, ești absolut sănătoasă, ești absolut ok. Vizualizați de multe ori acest film. De multe, multe ori vizualizați până se instalează, până creierul crede filmul pe care l-ați creat voi, nu acela pe care l-a creat cineva care a spus niște cuvinte într-un mod inconștient. Deci, așa tratăm fricile, revenind în momentul în care s-a întâmplat asta, spre exemplu, ați trăit turbulențe în avion și vă este frică să mergeți cu avionul, vă întoarceți în acel moment în care a fost această turbulență, trăiți până la maxim această frică și apoi vă vedeți cum avionul planează ușor, se așează bine, toți pasagerii sunt bine, nimeni n-a suferit. Vedeți un tablou pozitiv, un tablou sănătos, ca să zic așa, opusul celui negativ, celui care a creat frica. Și așa vă puteți trata singuri aceste frici. Mi-a fost indusă frica că dacă nu va fi el, eu mă pierd și nu mă voi descurca. Exact. Deci această frică este indusă non-stop și mai ales o fac bărbații manipulatori cu mare zel, spunând că cui trebuiești tu cu doi copii, tu te-ai uitat la tine,
cine o să mai uite la tine, uite în pașaport și vezi ce vârstă ai. Deci, genul ăsta de expresii sunt sute și mii de expresii care nu sunt reale, care nu sunt absolut deloc reale. Noi ne speriem și le credem. În momentul de frică facem, tragem aer și înghițim această expresie și începem să trăim cu ea. Ei, expirați-o înapoi, faceți și scoateți afară aceste cuvinte care nu vă aparțin, aceste frici care vă sunt induse de alți oameni, pur și simplu dați-le afară. În live-ul despre psihoigienă v-am dat și exerciții cum să faceți asta. Expirați-o afară, nu aveți nevoie de așa ceva. Mai ales atrageți atenția la meta-expresii, da? Când spune niciodată nimeni nu se va mai uita la tine. Și noi așa vorbim și noi cu noi înșine. Niciodată nu voi mai găsi pe nimeni. Voi fi mereu singură, niciodată, mereu, întotdeauna, veșnic, toată viața. Da? Astea sunt cuvinte care îți amplifică temerile. Le cresc la niște dimensiuni, nu le mai vezi capătul. Ce înseamnă toată viața? Ce înseamnă nimeni? Ce înseamnă niciodată? Chiar nimeni nu se uită la mine? Dar chiar este adevărat asta? Dar chiar niciodată nu s-a întâmplat ca o femeie de 50 de ani, de 60 de ani să-și refacă viața, ne mai vorbim de una de 30 de ani. Chiar nimeni și niciodată nu s-au recăsătorit femei cu 3 copii sau cu 4. Analizați, dezbinați fricile mari și confuze și neclare. Aduceți-le la claritate, la ceva foarte controlabil. Când puteți să analizați și să faceți un plan. Mă trezesc cu palpitații, controlele arată că totul este bine. Vă mulțumim frumos, cu mare, mare drag. Palpitațiile sunt iarăși o reacție fizică la o anxietate refulată, pe care nu avem curajul să o exprimăm în exterior, dar corpul reacționează, pentru că mintea, corpul și sufletul sunt într-o relație foarte intimă atunci când este vorba de frică. Iată, imaginați-vă, spre exemplu, că stați agățați de o stâncă noaptea și nu reușiți să controlați frica, da? Deci stați și vă este teamă, pentru că nu știți, este întuneric și nu știți golul de desubt, este o prăpastie sau ce este. Corpul, bineînțeles că este într-o panică totală, mintea practic nu reacționează, paralizează de frică. Dar dacă eu mă apropii și vă spun că sub picioarele voastre, pământul este la 30 de centimetri de tălpile voastre. Ce faceți? Imediat, în milisecunde, corpul își revine, mintea se limpezește, respirația se normalizează, totul revine la normalitate doar pentru că ați aflat că sunt doar 30 de centimetri până la pământ și nu există niciun pericol. Ei, cei care trăiesc atacuri de panică, eu îi asociez cu acest exemplu. Când, de fapt, pământul este la 30 de centimetri distanță de tălpile lor, dar ei transpiră de frică. Mulțumim frumos! Zic din proprie experiență că aceste tehnici care ne le dați chiar funcționează.
mulțumesc frumos, Olga, și chiar funcționează și primesc multe mesaje de la cei care le practică și le fac și funcționează 100%, doar trebuie să le faceți. Deci, cum vă ziceam, mintea, corpul și sufletul se află într-o relație foarte apropiată și imediat ce acționezi asupra unui element, celălalt trei reacționează imediat. Ce am vrut să vă mai zic, încă despre o întrebare am avut despre așa, ați citit o parabolă. Ok. O să deschid întrebările, să răspund la câteva întrebări, dar la una vroiam să mă opresc în mod special, o să văd la câte o să am timp să răspund. Imediat. Avem tema cum scăpăm de frici și anxietate. Nu găsesc întrebarea acum, dar era despre, cineva mă întreba cum să facă ca să nu reacționeze atât de cu atâta frică de moarte, pentru că soțul se află, soțul are cancer și pur și simplu această frică o paralizează pe doamna respectivă. Ce ține de atunci când avem în real pe cineva într-o stare de sănătate gravă, da? Există acest pericol de moarte pentru cineva foarte apropiat sau pentru noi. Iarăși, moartea este un subiect tabu la noi în societate. Tuturor le este frică de moarte, dar nimeni nu discută despre asta. Nimeni nu vrea să cumva să intre în acest subiect și să-l discute. Și tot ce este după viață este văzut ca ceva negru, ca ceva întuneric, ca ceva de care trebuie să ne fie teamă. Așa își spunem, negru ca moartea sau mi-e teamă ca de moarte. La fel ca și atunci când nu avem un pericol clar și ne este teamă de ceva ce nu cunoaștem, păi moartea este ceva ce nu cunoaștem absolut deloc. Nimeni n-a venit de acolo și nu ne-a povestit ce se întâmplă. Dar totuși, sunt atâtea studii, sunt atâtea experiențe și ar trebui să începem să ne autoeducăm în sfârșit, să abordăm acest subiect cu neocortexul, da? Cu acest creier care ne ajută să fim conștienți de noi înșine și ne ajută să ne lărgim conștiința. Și nu doar să reacționăm din creierul reptilian. Este nevoie să cunoaștem cât mai multe lucruri. Viața noastră trebuie să aibă, în procesul vieții, noi trebuie să aflăm cum să murim frumos. Să ne abordăm nu doar ca pe materie, ca pe corp, trup care s-a născut și va dispare, dar noi suntem și suflet. Deci este nevoie să avem mai multe cunoștințe despre viața spirituală, să cunoaștem mai mult despre spiritualitate, să citim mai mult despre asta, să ascultăm mai mulți oameni care vorbesc despre spiritualitate, să cunoaștem că noi suntem toți lumină, am venit din lumină și ne vom duce în lumină. Nu există niciun întuneric. Întuneric înseamnă absența luminii. Atunci când tu aduci lumină, atunci întunericul dispare.
Acesta este răspuns și pentru întrebarea referitor la traumele din copilărie. Cum, dacă în copilărie am fost educați cu frică, cum să facem să trăim în dragoste? Să trăim în dragoste, să aducem cât mai multă dragoste, cât mai multă lumină în ziua de azi și atunci toate aceste frici se vor topi, pur și simplu vor dispare. Și este absolut firesc ca oamenii, pentru că toți oamenii vin și pleacă și cu cât mai mult știm despre acest proces al plecării, cu cât mai mult discutăm cu oamenii care sunt pe cale de a pleca, despre plecarea lor, cu atât mai mult îi ajutăm să nu plece singuri și pur și simplu devastați de frica asta de trecere. Pentru că este o trecere. Depinde cum o percepem. Dacă o percepem ca un sfârșit și ca o intrare în ceva, într-un abis negru și necunoscut, atunci așa ne ducem. Ne ducem în această paralizie și sufletul nostru mai departe rămâne tot așa blocat în continuare. Dar dacă ne ducem cu o conștientizare că asta este o trecere, că există spirit, dacă de fiecare dată când închidem ochii și dormim, noi tot oarecum murim, dar nu suntem conștienți. Dezvoltarea spirituală este cheie, cu siguranță dezvoltarea spirituală este cheie. Este neapărat și necesar să începem să învățăm cât mai multe lucruri despre spiritualitate, să trăim în spiritualitate, pentru că în felul acesta ne ajutăm pe noi și ajutăm pe cei dragi în momentele de criză, în momentele complicate, atunci când și chiar atunci când ești singur, să înțelegi că tu nu ești niciodată singur, că întotdeauna este o putere divină cu tine, că întotdeauna sufletul tău este cu tine, că poți cunoaște atâtea lucruri despre sufletul tău. Și de aceea sunt foarte multe lucruri pe care putem să le învățăm, să le cunoaștem, să le explorăm, să ne lărgim conștiința și atunci cu cât mai mult știm și nu neapărat, nu zic intelectual, că trebuie neapărat intelectual să știm. Bunicii noștri știau intuitiv, pur și simplu aveau credință, da? Și credința asta îi ajuta să treacă în cealaltă lume cu liniște și împăcare. Noi însă, din lipsă de credință și din această agitație și anxietate și frică de orice, ajungem să ne blocăm și să devenim pur și simplu prizonieri ai fricii. De acord că avem nevoie de cunoaștere și să învățăm să acordăm lucrurile corect. Așa este. De când practic meditațiile și tehnicile pe care le dați, la fel, stare de bine. Mă bucur tare mult. Apropo, acel set de 6 meditații pe care vi le propun, vă ajută foarte mult să vă relaxați, vă ajută foarte mult să căpătați acea stare de liniște care te duc în cealaltă zonă, da? Te duc în zona calmului, în zona luminii și te îndepărtează de întuneric, te îndepărtează de frică. De aceea, practicarea meditațiilor este cumva o soluție extraordinară pentru frică și anxietate. Cu cât mai mult practicați meditațiile, cu atât mai repede se va diminua frica. Ce frumos spus, aveți perfect. Mulțumesc mult de informația dată, sunteți minunată. Mulțumesc și eu foarte mult pentru prezență. Sper că este utilă informația. Faceți practicile, exercițiile pe care vi le dau. Eu știu din experiență proprie cât de utile sunt și vă dau întotdeauna, cum am spus, ceea ce am încercat eu personal și știu cu siguranță
că ajută. Nu vă lăsați pradă fricilor, nu merită, merită să, să trăim o viață liniștită, de care să ne bucurăm în fiecare clipă, salvez live-ul neapărat, să savurăm fiecare clipă și frica nu, nu ne permite asta. Deci nu merită, efectiv nu merită să, să rămânem ancorați în ceva care ne afectează atât de mult capacitatea de a trăi frumos și liniștit. Mulțumesc frumos, mulțumesc și eu din suflet pentru participare. Ne vedem ca de obicei luni, peste o săptămână. Până atunci aștept orice reacții, comentarii. Dacă simțiți anumite efecte și aveți anumite experiențe, împărtășiți-le, pentru că ceilalți citind sau ascultând despre experiențele celor, seară frumoasă, Virgil, celorlalți se inspiră și fac și ei aceste tehnici. Și eu vă sunt foarte recunoscătoare, vă mulțumesc din suflet și vă doresc o seară minunată!